Aș dori ca în această dimineață să citesc din Cuvântul Dumnezeu, din Iob, capitolul 33, începând cu versetul 16. Iob, capitolul 33, începând cu versetul 16. Atunci, El e drept în țări și le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de lovitură de semeni. Și prin durere este mustat omul în cucușul lui, când se luptă necurmat, când o luptă necurmată îi dă mântăoasele. Atunci este viață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea este pe pădește și piele, oasele care se, nu-i se vedeau rămân goale. Sufletul îi se aproape de groapă și viața de visitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din mire, acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului: Ispăvește-l, ca să nu se povoare groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi este binevoitor, îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și dă apoi nevinovăția. Atunci îl cântă înaintea Domnului și zice: Am păcătuit, am călcat dreptatea și am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a zbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să ilumineze lumina celor vii. Ia aminte eu și ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspunde. Vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate. Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă, taci și te voi învăța înțelepciunea. Amin. Vă rog să vă pastru. În această dimineață o să vorbim din nou despre Iob, din cartea lui Iob. Și așa cum frații spuneau în duminicile din luna trecută, cartea lui Iob este o carte a suferinței. Dar nu este numai o carte a suferinței, este și o carte a pocăinței. În această carte, dacă ne uităm atenți, vom vedea că această carte nu este doar o carte a suferinței, este și o carte a pocăinței. Și credem că după Domnul Iisus Hristos, care a fost strâns și neprihănit, omul care îl urmează pe locul 2, am putea spune că este Iob. Nu cred că găsim în Cuvântul Dumnezeu niciun om care să fie la nivelul lui Iob, în afară de Domnul Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne dă pe omul acesta, pe Iob, ca să ne arată cum poate să sufere un om pocăit, un om neprihănit. Pentru că și omul acesta avea nevoie de mântuire. Așa cum spuneam, cred că în Cuvântul Dumnezeu nu găsim un om care să fie mai neprihănit ca omul acesta și mai pocăit. Și cu toate acestea, vedem că și omul acesta avea nevoie de pocăință și avea nevoie de mântuire. Pentru că spune Iob, în capitolul 42, versetul 6, îmi este scârbă de mine, mă pocăiesc în praf și cenușă. Omul acesta avea și el nevoie de pocăință. Avea și el nevoie de mântuire. De multe ori ne întrebăm, de ce Dumnezeu îngăduie ca să sufere oameni sfinți, oameni pocăiți, oameni neprihăniți? Poate fiecare a văzut oameni, copii care au suferit. Și am spus, poate nu este corect, nu este drept. Pentru că sunt copii, n-au făcut că nici bine, nici rău. Și totuși ei suferă. Poate ați văzut oameni care au suferit. Oameni pocăiți. Oameni care totdeauna și-au dat toată silința să facă voia lui Dumnezeu. Să trăiască o viață sfântă, o viață curată. Au dat dovadă de oameni sfinți, de oameni evlavioși, de oameni smeriți. Și cu toate acestea Dumnezeu îi trece pe oameni din suferință. Dar aici, în Iob, avem un caz deosebit. Într-o singură zi, în această casă, au fost 10 sicrie. Am mai auzit să fie o sicrie, două, chiar și trei. Mă aduc aminte că a fost în urmă cu mai mulți ani, în județul Bistrița, un caz unde s-au necat trei copii din aceeași familie, trei frați. S-au dus la un lac, s-au strădat, și toți ei s-au necat în acea zi. Atunci când s-au dus ca afară ca să-i scoată,
Spunea că toți erau prinși unul de altul, erau legați unul de altul. Pentru că au să scape, să salveze, s-au prins unul de altul. Și erau atât de prinși unul de altul, că scaparea nu au putut să-i separe. I-au spus așa, așa cum erau. Aici a fost trei sicrie, a fost un caz greu. A fost cazul cu două, cu unul, care le cunosc eu. Dar să ai 10 sicrie, este un caz greu. Eu până acea zi a rămas fără nimic. A rămas fără copii, a rămas fără bogăție, a rămas fără slujitori și a rămas fără sănătate. A rămas doar cu o soție. O soție supărată pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a luat totul. Dar mi-a supărat de pe Dumnezeu, acea soție a supărată pe Iov. Că Iov s-a cucat cu Dumnezeu, care așa l-a răspătit. Pentru sfințenia lui, Dumnezeu i-a luat totul. I-a luat copiii, i-a luat slujitorii, i-a luat sănătatea, i-a luat tot ce a avut. De multe ori întreabă și oamenii. De ce suferă oamenii pocăiți? Oamenii care fură gândul cu Domnul. Oamenii care sunt neprihăniți. De ce suferă copiii? Și de multe ori putem răspunde, de multe ori nu putem să răspunde. În această dimineață aș vrea să vedem de ce suferă oamenii. De ce Dumnezeu îngăduie suferință în viața oamenilor? În viața copilor săi, acela care a făcut legământ cu Domnul, acela care vrea să slujească pe Dumnezeu din toată inima. Și în primul rând, când Dumnezeu îngăduie suferință, Dumnezeu vrea ca în felul acesta să-ți vadă credincioșia, să-ți vadă fidelitatea, să-ți vadă moralitatea. În primul rând, când Dumnezeu îngăduie suferința în viața omului, Dumnezeu vrea să vadă lucrul acesta. Vrea să-ți vadă credincioșia. În capitolul 1 din nou, versetul 8, Dumnezeu se laudă cu Iov și spune lui Satana, ai văzut pe robul meu, Iov? Nu este nimeni ca el. Și Satana ce spune? E normal să fie așa. Pentru că e dat de toate. Niciun om nu este binecuvântat așa cum este Iov. Are soție bună, are copii buni, are bogăție, are animale. De nu le poate număra nimeni, le acoperă întreaga țară. Este normal să fie așa, spune Satana. Și atunci când Dumnezeu te încearcă, Dumnezeu vrea să-ți vadă, noi de ce suntem legați? Suntem legați de Dumnezeu sau suntem legați de ceea ce Dumnezeu ne dă? De darul lui Dumnezeu, de binecuvântările Lui. Dumnezeu vrea să vadă inima noastră. Este legată de Dumnezeu sau este legată de ceea ce Dumnezeu ne-a dat? Spune cuvântul Dumnezeu în Habacuc, capitolul 3, versetele 17 și 18. Chiar dacă smochinul nu va mai dori, vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajă. Atunci ce facem? Lăsăm de Domnul. Și spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Nici de cum, eu tot în Domnul mă voi bucura. Mă voi bucura în Domnul Dumnezeu mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, să vii să fie Domnul. Atunci când Dumnezeu ți-a luat totul, când Dumnezeu ți-a sănătatea, când Dumnezeu ți-a bogăție, când Dumnezeu ți-a copii, atunci ce faci? Le lăsăm de Domnul. Dumnezeu vrea să vadă noi cu cine ținem. Noi de ce ne ținem? Noi de ce suntem legați? Suntem legați de ceea ce Dumnezeu ne-a dat? Și chiar dacă Dumnezeu nu ne dă, și spuneau cei tineri, chiar dacă Dumnezeu nu ne scoate din cuptor, noi tot pe Domnul o sluji. Pentru că noi când am primit pe Domnul, l-am primit cu o singură condiție, ca să ierte păcatele și să ne mântuiască. Acesta a fost condiția dintre noi și Dumnezeu. Atunci când ne căsătorim, cum spunem cu soțiile noastre? Spunem că până la moarte. Spunem că la bine și la rău. În necaz și în suferință. În boală și în sănătate. Tot așa este și cu Dumnezeu. Dumnezeu, când ne-a mântuit, ne-a spus că va fi pe această care nu mai lux, nu mai bogății. Nu ne-a promis levante cu bani buzunare, cu molimă și cu rugină. Dumnezeu ne-a învățat să ne ținem de el. Pentru că pământul acesta, viața este grea. Și fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și prietenii lui Iov au fost încurcați. Pentru că ei au crezut că dacă Iov este un om sfânt, nu poate să primească încercare. A crezut că dacă Iov este un sfânt neprihănit, nu va avea decât bogăție. Așa au crezut prietenul lui Iov. Și în ziua de astăzi este această Evanghelie a prosperității.
care spune că dacă ești pocăit trebuie să fii bogat, să ai de toate. După această Evanghelie a prosperității, a fi sărat înseamnă a nu fi pocăit, înseamnă a nu fi în har. După acești oameni, cu cât ești mai pocăit, cu cât ești mai sfânt, cu atât ar fi normal să fii mai bogat. Dar Dumnezeu nu a promis lucrul acesta. Dumnezeu ne-a promis altceva. Dumnezeu ne-a promis prin face sfinți și prin aduce împărăția lui Dumnezeu să fie, să vise fie numele Domnului. Amin. Un alt lucru, atunci când Dumnezeu ne încearcă, atunci când trece prin suferință, Dumnezeu, de fapt, ne încearcă credința. Vine soția lui Iov și spune, văd că tu rămâi necântită în neprihănirea ta, după care spune, vrea-te-mă pe Dumnezeu și mori. Eu nu am mai avut decât pe soția lui. N-am mai avut nimic altceva. Și a pierdut și pe soția lui. Pentru că soția lui spune, vrea-te-mă pe Dumnezeu și mori. Încercarea acum se transformă în ispită. Pentru că atunci, când Dumnezeu încearcă credința, Dumnezeu vrea să vadă diferența între credință și credincioșie. Pentru că este diferența a fi credincios și a avea credință. Credință înseamnă a te crede în Dumnezeu. Asta înseamnă credință, să te crezi în Dumnezeu. Iar credincioșia înseamnă să fii consecvent, să crești în această credință, să fii perseverent în această credință. Atunci când vin și se botează tinerii, au credință. Se întâmplă că la mulți, cu timpul, dispare credința. Nu mai este credință. Dar Dumnezeu nu ne mântuiește pe niciunul după dragostea din tâi, ci ne mântuiește pe dragostea din urmă. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu că cine rabdă până la sfârșit, acela va fi mântuit. Iov niciodată nu s-a crezut în el însuși. Nu s-a crezut în bogăția lui. Nu s-a crezut în poziția lui. În poziția lui de judecător. Ci Iov s-a crezut doar în Dumnezeu. Iov niciodată n-a dat vina pe Dumnezeu. Putea să spună Iov, Doamne, nu vezi că mor, nu vezi că pierd, nu vezi că sunt în suferință, nu vezi că sunt de râsul oamenilor. Dar Iov n-a spus așa. În Iov, capitolul 1, versetul 20, spune că Iov s-a aruncat la pământ. După care versetul 21 spune că a binecuvântat numele Domnului. Și în Iov, capitolul 42, versetul 5, spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Atunci crește credință. Prima dată te închină înainte lui Dumnezeu. În al doilea rând, binecuvintezi numele Domnului. Și după aceea, aștepți ca Domnul să te izbăvească. Pentru că Domnul te bagă în cuptor și tot Domnul te scoate de acolo. De asemenea, când Dumnezeu îngăduie suferință în viața omului, Dumnezeu vrea să te treacă la alt nivel spiritual. Noi când ajungem la un anumit nivel spiritual, ne complacem acolo. Și avem impresia că așa pot că noi nu mai sunt. Că noi cunoaștem totul, că noi știm totul, că putem judeca totul, că putem vorbi totul, noi cântăm cel mai bine, noi predicăm cel mai bine, noi ne rugăm cel mai bine. Și vine atunci Dumnezeu și te învinge puțin în cuptor. Și atunci îți dai seama că zecele de predici care ai ascultat nu fac poate nici când 20 de cuptor. Și atunci când ești în cuptor, devii mai sfânt, vezi pocăința cu alți ochi, îi vezi pe tați cu alți ochi, altfel vorbești, altfel te rogi, altfel cânți, altfel predici. Pentru că 20 de cuptor face mai multe de 10 de predici ascultate în casa lui Dumnezeu. Atunci când noi auzim o predică, poate rețin 10% din predică. În cazul că suntem atenți. Dacă vedem un lucru, putem reține până la 40%. Dar atunci când ai experiență personală, atunci când Dumnezeu te bagă cuptor, poți să reții până la 95%. Pentru că experiența te face să nu uiți. Dacă n-ai trecut prin suferință, dacă n-ai trecut prin cuptor, dacă n-ai plâns, uiți repede. Dar acesta nu le mai uiți. Atunci când Dumnezeu te bagă la suferință, te bagă cuptor, cu siguranță, acesta nu le mai uită. De multe ori ne acuzăm unii pe alții și când vedem că frate sau soră suferă, spunem că sigur a făcut ceva, sigur a păcătuit, sigur a greșit. Că dacă nu-i foc, nu iese fum. Dar în primul rând Dumnezeu, când ne încearcă, când trece prin suferință, înseamnă că Dumnezeu ne încearcă ca să treacă la alt nivel de pocăință. Dacă ne aduce aminte de Iov,
înainte ca Iov să sufere, Iov a spus că doar a auzit de Dumnezeu. Atunci când îi mergea bine, atunci când avea soție bună, când avea copii buni, când avea bogăție, când avea slujitori, când avea sănătate, spune Iov că doar a auzit de Dumnezeu. Dar după ce Iov a trecut prin suferință, spune, acum ochiul meu te-a văzut. De multe ori suntem și în această situație, că eu venim la casa Domnului, suntem de mici aduși la binecuvântare, începem la școala duminicală, cântăm cântări, lăudăm pe Domnul, ascultăm cântări, ascultăm predici, asta înseamnă că doar ai auzit despre Dumnezeu. Dar atunci când Dumnezeu te trece prin suferință, atunci când ai o experiență personală cu Dumnezeu, atunci puteți spune și voi ca eu, ochiul meu te-a văzut. Și atunci, cum spuneam și înainte, atunci Dumnezeu schimbă viața, atunci altfel te condoți, altfel vorbești, face din tine Dumnezeu un om sfânt, un om evlavios, un om suferit, pentru că ai avut o experiență cu Dumnezeu, nu poți să spui doar am auzit, poți să spui acum ochiul meu te-a văzut. Dumnezeu ne trece prin suferințe de asemenea, ca să nu ne legăm de pământul acesta. Dacă nu avea necazuri, dacă nu avea suferință, dacă nu avea probleme, n-am avea boli, n-am avea datorii pe la bancă, dacă avea soție bună, copii buni, soț bun, câțiva bani în bancă, nu știu câți am mai fi de la biserică. Dar Dumnezeu de multe ori îngăde suferința, pentru că nu vrea să ne gânde pământul acesta. Nu vrea să iubim pământul acesta. Nu vrea ca noi să întâlcim locul acesta. Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru cer. Vrea să ne pregătească pentru părăția Lui. De multe ori și oameni se uită la noi. Să vadă noi care suntem oameni pocăiți, oameni care suntem îndrăgostiți pe Dumnezeu. Cum suntem în necaz și cum suntem în bunăstare. Vrea să vadă atunci când avem necaz. Suntem tot așa când suntem cu sănătate. Și oamenii se uită la noi să vadă cum reacționăm. Intrăm în panică, dăm vina pe soție, dăm vina pe soț, dăm vina pe părinți, dăm vina pe biserică. Spune Apostolul Pavel că prin purtarea noastră vom închide gura oamenilor. Dacă oamenii vor vedea că atunci când ai fost necaz, ai fost în suferință, vor vedea că ai rămas în picioare, vor vedea că ai rămas pe Domnul, vor spune cu adevărat că omul acesta este un om al lui Dumnezeu. Deci atunci când a avut necaz, când a avut suferință, când a avut probleme, el a rămas în picioare și a rămas lângă Dumnezeu. Se mai întâmplă că de multe ori să putem să ne rugăm. Și din ce cauză ne rugăm puțin acasă? Și din ce cauză ne rugăm puțin aici în casa Domnului? De cauza că nu suntem cu totul lui Dumnezeu. M-am uitat în această dimineață pe listă, nu știu, mi-e spate nu era decât un nume din biserica noastră. Atunci când ești cu totul și ești în afara cu totul, nu mai te rogi așa ca și când ești cu totul. Atunci când ești pe lista bisericii, atunci când ai necaz, când ai probleme, când ai experiență, nu te rogi nici acasă, nu te rogi nici la biserică, pentru că nu te doare. Nu te arde. Dar atunci când Dumnezeu te bagă cu tot, când te pune pe listă, când biserica se roagă pentru tine, ți se pare puțin că biserica se roagă 5 minute. Cred că cea mai puternice rugăciuni și mai făcărate sunt acelora care trec prin suferință și sunt în cuptorul lui Dumnezeu. Dumnezeu pe noi ne formează aici jos, ca într-o zi să fim buni acolo sus. Mă aduc aminte că am avut o întâmplare în care se spune că a fost un incendiu în Moscova, în casa unui păstor, și acolo a murit atât soția cât și copiii acelui păstor. Și într-o zi s-a dus acel păstor pe stradă și a văzut acolo că se făcea o biserică din piatră. Biserica era aproape gata, era aproape terminată, mai era nevoie să pună doar câteva piese din piatră acolo sus. Și s-a dus acel păstor la acel om care lucra acolo și l-a întrebat, de ce ciocnește acea piatră acolo jos, lângă biserică, la baza bisericii? Și a spus acel om, acel muncitor, eu ciocnesc această piatră aici jos, ca să fie drum acolo sus. Acolo unde s-a cer loc, în turnul bisericii. Eu ciocnesc această piatră aici jos, ca să se potrivească acolo sus. Așa face și Dumnezeu cu noi. Dumnezeu ne cioplește aici jos, ne modelează aici jos, ca noi să fim buni acolo sus. Dumnezeu ne modelează aici jos, ca într-o zi să putem potrivi acolo sus. Slăviți să fie numele Domnului. De asemenea, Dumnezeu vrea să fim dependenți de El. Noi nu suntem dependenți de unul altceva. Nu suntem dependenți de medici. Atunci când e o boală gravă, de multe ori medici nu pot să facă nimic. Numai Dumnezeu poate să facă.
Mă duc aminte de sora de care lucrând, sora mea Mankevici. Femeia aceasta are paralizie completă, dar nu care putea să vorbească. După operație care a făcut-o medicii, nu mai poate nici să vorbească. A fost o greșeală a medicilor. Această femeie nu poate să nici măcar în deget, nici să vorbească. Poate să comunice doar cu ochii. Este singurul ei mod de comunicare. Deci, vă spuneam că nu depinde de medici, nu depinde de prieteni, nu depinde de relații, nu depinde de diplome, de școli, nu depinde doar Dumnezeu. Atunci când ai o boală de cancer, nu te poate ajuta nimeni. Nici diplome, nici bani, nici relații, doar Dumnezeu te poate ajuta. Și Dumnezeu vrea să învețe că nu depinde de circunstanțe, nu depinde de loc, așa cum spun oamenii, ci noi depindem doar de Dumnezeu. Un alt lucru, când Dumnezeu ne trece prin încercări, Dumnezeu vrea să ne ia de mândrie. Spunea Iov, El a ajutat vădva, orfanul, pe cel necaz, pe cel în suferință. Dar toate acestea Iov le-a făcut cu milință și cu smerenie. Sensul în ziua de astăzi oameni care ce ajută? Ajută vădva, ajută orfanul, ajută pe cel necaz, pe cel în suferință, dar o fac ca să fie văzut de oameni. Am văzut oameni bogați care au ajutat sate veci, cu multe milioane de euro sau de dolari, dar înainte ca să meargă în locul acela, au trimis televiziunea, ca să-i aștepte acolo televiziunea, ca să fie rugați, să fie codificați și deosebiți de oameni. De asemenea, poate și că sunt biserici, că atunci când cineva din biserică face un act de donație mai important, este făcut o placă și pe acea placă este pus numele acelui om, ca oamenii să vadă fapta lui de bunătate, ca oamenii să poată în felul acesta codifica pe om și nu pe Dumnezeu. Mă aduc aminte că este chiar aici, în comunitatea de Madrid, mi se pare Crăpostrada, o biserică română, de altă confesiune, și acolo un om din biserică a cumpărat scaune, toate scaunele din biserică. Și atunci preotul, ca să-l laude pe unul acela, să-l slăbească, a pus pe fiecare scaun numele acelui om. Și scrie acolo pe o etichetă că acest scaun a fost donat de persoana cutare. Când omul acesta a văzut că preotul i-a pus tot numele pe scaune, atunci am mai cumpărat și alte obiecte, ca să-i pună numele pe toate obiectele. Ca în felul acesta să fie străbit, să fie glorificat, să fie înălțat. În loc să înălțe pe Domnul, omul vrea să fie, să facă acte de smerenie, acte de pentru ce o fac, pentru vădure, dar în felul acesta să fie străbit omul și nu Dumnezeu. De multe ori și noi facem vinovați, pentru că și noi avem un duh de mândrie, de multe ori ne lăudăm cu religia noastră, ne lăudăm cu cântarea noastră, cu predicile noastre, cu rugăciunile noastre, cu pocăința noastră și le face de mândrie. Și atunci Dumnezeu ne ia și ne bagă cu tot ca să ne curățească de această mândrie. Să vi se fie numele Domnului. De asemenea, când trece prin necaz și suferință, Dumnezeu vrea, ca după ce vom trece acolo, să putem învăța și pe alții oameni de Dumnezeu și bunătatea de Dumnezeu. Întotdeauna când Dumnezeu ne bagă suferințe, ne bagă pe necaz, Dumnezeu vrea să poată întotdeauna ce este mai bun din noi. Poate și faptul că atunci când se face un instrument muzical, de exemplu, dacă se face o vioară, întotdeauna se va căuta acel copac, acel lemn, care a fost mai supus în temperilor, acea care a fost mai bătut de vânt, de grindină, de înghețuri, de ploaie, de zăpadă, de soare, pentru că întotdeauna lemnul acela va fi lemnul cel mai rezistent și lemnul acela va scoate sunetul cel mai frumos. Tot așa, după ce Dumnezeu ne trece prin încercare, prin necaz, prin suferință, după ce ai stat pe masă de operație, după ce poate ți-a fost distrusă familia și Dumnezeu ți-a dat-o înapoi, cu siguranță, omul acela cântă altfel, se roagă altfel, slujește altfel, predică altfel, trăiește altfel. Odată spunea o soră că a stat așa pe o parte de suferință câteva luni și spunea că atunci când a stat pe vantă de suferință, a văzut prima dată și în viața ei că soțul știe să spele vase. A văzut că soțul știe să crătească, să aibă grijă de copii. Până atunci n-a văzut. Dar atunci când Domnul a pus-o pe vantă de suferință, a văzut că și soțul îi poate să facă. Este oare nevoie ca Dumnezeu să treacă prin așa ceva, ca să ne putem avuta soția, soțul, copiii, părinții? De multe ori este prea târziu. Poate trece din viață. Și am vrea să ne valorăm, să spun cuvinte frumoase, dar este prea târziu de multe ori. De asemenea, este suferință, este un examen și pentru frații din biserică, și pentru prieteni. Pentru că atunci când ai suferință, atunci când ai necaz,
Doar cea care sunt cu adevărat prieteni și cu adevărat frați, doar aceea o rămâne lângă tine în suferință și în caz. Mi se pare normal să avem sănătate, mi se pare normal să te fie bine, poate mi se pare normal să avem o soție bună, un soț bun, un copil bun, să avem sănătate, bucate de pâine, dar se poate și altfel. De aceea să mulțumim Dumnezeu pentru ce avem, pentru fiecare lucru, pentru fiecare binecuvântare. Pentru că cunoștem că orice lucru este pentru bine copilor lui Dumnezeu, care iubește Dumnezeu din toată inima. De multe ori suferința poate să vină din cauza noastră, din cauza că nu avem chiar noi. Poate să vină din cauza altcuiva, că nu avem chiar altceva. Poate să vină din cauza lui Satana, pentru că și Satana ne persecută pentru că suntem copii de Dumnezeu, dar este pentru puține vreme. De asemenea, poate să vină și din partea lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Aseară vorbeam cu frate în biserică și spuneam că noi de multe ori vorbim despre două botezuri. Despre botezul în apă și despre botezul cu Duhul Sfânt. Dar mai este un botez. Mai este botezul cu foc. Și Dumnezeu vrea să facă și prin botezul acesta, ca să fim buni acolo sus. Ca să continuăm acolo sus în Părăția lui Dumnezeu. Este adevărat că mi-este mai ușor botezul cu apă și botezul cu Duhul Sfânt. Dar Dumnezeu pentru a ne duce în Părăția Lui. Pentru a ne modela pentru Părăția Lui. Pentru a potrivi locul acela care a fost pentru noi pregătit, Dumnezeu este nevoie să ne facă și prin botezul cu foc. Vreau să fie cu aceste cuvinte, doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toată biserica, să căutăm pe Dumnezeu și să înțelegem că chiar dacă vom trece prin suferințe, toate acestea sunt pentru binele nostru. Deci așa cum spuneam, Dumnezeu ne modelează aici jos, Dumnezeu ne cioplește aici jos, ca într-o zi să fim buni și să potrivim acolo sus, slăviți să fie numele Domnului. Aș dori să încheiem cu o cântare, dacă frații care cunosc cântările pot să ne cunosc în această cântare, care spune, cred în el, orice s-a întâmplat.